magistrații dau înapoi în scandalul pensiilor speciale. Consiliul Superior al Magistraturii a emis un comunicat de presă în care anunță că e de acord ca pensia să nu depășească salariul și cu condiția de vechime de 20 de ani în profesia de magistrat. Dar magistrații vin și cu condiții. Cu ultimele detalii și informații vine acum Antoanela Răileanu. Bună ziua, Antoanela, ce date noi ai? Bună ziua, bine v-am regăsit. Consiliul Superior al Magistraturii anunță că este de acord cu decizia ca pensia unui magistrat să nu depășească salariul acestuia. De asemenea, instituția precizează că este necesară o vechime de 25 de ani în sistemul juridic pentru a obține pensie de serviciu, dintre care 20 de ani trebuie să fie în calitate de procuror sau judecător. Forul reprezentativ al procurorilor și judecătorilor este de acord și cu stabilirea unei vârste de pensionare, doar că solicită o perioadă de tranziție și de etapizare în ceea ce privește modificarea vârstei actuale. Decizia CSM de astăzi vine în contextul în care magistrații se împotrivesc eliminării pensiilor speciale, asta în contextul în care România riscă să piardă bani mari din Programul Național de Redresare și Reziliență dacă nu va implementa corect reformele.